Bună ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, într-o formulă cu totul nouă, mai mică decât cea în care ne-am despărțit aseară, pentru că a fost o gală extrem de tulburătoare și cu foarte multe decizii șoc. Rezultatele au fost pe măsură, astfel încât astăzi suntem cu trei mai puțini față de câți am intrat în urmă cu două luni. Vreau să spun bună ziua concurenților. E o stare pe care eu una așa o simt, poate și din cauza faptului că eu o simt așa. Nu știu, n-aș vrea să raportez totul la mine, dar de obicei simt lucrurile că, na, trăim aici ca într-o familie. Simt o anumită tensiune, o anumită așteptare, o anumită, hai să nu spun frică, hai să nu spun nici dezamăgire. A fost o gală șoc și parcă n-a trecut de tot efectul ei asupra voastră. E adevărat? Voi ați dormit? Nu prea. Andreea? Bine, n-ai, nu știu dacă ai la ce să vorbești, dar eu te-am lăsat aseară foarte, foarte plânsă și nici azi nu pot să zic că te văd cea mai fericită din lume. Ce ai făcut azi noapte? Am încercat să dorm, dar n-am reușit. De ce? Nu m-a luat somn. Nu te-a probabil luat somn? Am schimbat și patul. Ce ai făcut? Ai schimbat patul? Da. A, ai trecut și tu într-un pat normal? Nu. A, nu. Tot l-am luat pe cel al Ioanei, da. Am înțeles. Dar în patul Ramonei cine doarme? Ioana. Ideea este următoarea. Știți bine că aseară Gabriel și doamna Elena au părăsit competiția, primii concurenți care au părăsit competiția în acest sezon. În loc de 5 scaune și de 5 mame sunt doar 4, la categoria băieție cu numai puțin, dar nici fetele n-au scăpat, pentru că publicul a ales între Gabi și Ramona, astfel încât Ramona a părăsit competiția tot aseară, iar Gabi a rămas și e mai bogat cu 10.000 de lei de ieri, de aseară. Lucru care sigur va fi cât se poate de real și de concret dacă va ajunge până în marea finală a acestui sezon. Bun, fetelor și băieți, eu am impresia că de aseară ați început să simțiți colții ascuțiți ai competiției. E adevărat? Zi, Raimond. Ai simțit? Am simțit că a plecat Gabriel. A plecat Gabriel. Se simte asta și în casa voastră? Păi cu numai puțin? Poate și în casa fetelor, unele dintre ele și-au dorit să plece, dar cele mai multe nu. Și acum se gândesc că tot ce se întâmplă poate fi irreversibil, toate deciziile pe care le iau ar trebui să fie mult mai asumate, mult mai responsabile, mult mai bine gândite și nu aruncate așa doar ca să scăpăm, să bifăm și treaba asta. Aseară v-am arătat cât de important sunteți cu toții, cât de importante sunt deciziile voastre și că nu trebuie să ne culcăm pe ureche, că vorba aia nu decidem noi, nu suntem pe primul loc, nu suntem votați, nu avem noi niciun aport la eliminări. Iată că aseară toată lumea a avut un aport la eliminări și împreună cu publicul ați reușit să dați afară doi concurenți. Asta s-a întâmplat, asta este realitatea, mergem mai departe. Vedem ce se întâmplă de astăzi înainte. Așteptăm mesajele dumneavoastră pentru concurenți la număr de SMS 1272, cred că și ei le așteaptă.